Universitatea 2 Suceava a terminat la egalitate, scor 40-40, meciul susținut sâmbătă pe teren propriu în compania formației CSC Bacău. Deși au avut în față o echipă foarte tânără, elevii lui Florin Leuciuc nu au reușit să se distanțeze decisiv și asta chiar dacă au condus aproape tot meciul. După 23-23 la pauză, Universitatea 2 a fost la un pas să piardă meciul, egalând în ultimul minut, la sfârșitul turului 2 din divizia A, handbaliștii suceveni ocupă ultimul loc în clasament la un punct în spatele formației HC Vaslui. Rapid CFR a pierdut vineri cu scorul de 2-0 pe teren propriu în fața liderului CSM Râmnicu Sărat. Oaspeții și-au asigurat victoria încă din prima repriză prin reușitele lui Panu și Nica. Partea a doua a jocului a consemnat mai multe ocazii ale ceferiștilor, nefructificate însă pe tabela de marcaj. În urma înfrângerii înregistrate vineri, Rapid CFR se menține pe locul 8 al clasamentului Ligii a 3-a, seria 1.